Ce părere ai între Subaru și Evo? Care e mai fiabilă? La motor sau la cutia de viteze? Câte mașini crezi că au fost atunci pe autostradă? Când ne-am întrecut? Nu. Nu mai știu, că am uitat. Erau câteva, cred erau ceva, dar nu foarte mult. Nu 200 foarte de mult, mașini. Sau eu nu m-am putut concentra decât la cursă. Da, a fost haos. Oricum, m-ai întrebat de Andrei și de cursă. Da. Eu știam care e situația mea cu Andrei. Habar n-am, nu l-am văzut mergând efectiv. Am văzut doar filmulețe cu mașina care trăgea, făcea niște... Eu cred că ar fi, nu știu, era integrală. Dacă mașina era integrală la forța care o avea și cum era, eu zic că m-ar fi bătut clar. Bine ați venit la un nou material de tip podcast, de data asta cu un invitat greu, pentru mine cel puțin reprezintă foarte mult, Sebastian Sandu. Mă bucur că ai acceptat invitația, dar înainte să deschidem subiectele de discuție, vreau să le mulțumesc celor de la OMV care ne susțin aceste materiale, în care noi credem că aducem oameni cu povești foarte interesante pentru voi. Ne bucurăm că OMV susține împădurirea României și 20% din noxele produse de carburanții vânduți de ei către voi se duc către împădurirea României și a Europei, nu numai a României. Deci facem lucruri bune atât timp cât cumpărăm combustibil și de calitate, oamenii donează, să facem să fie bine. Nu de asta suntem aici să vorbim de împădurirea României și de lucrurile ecologice, dar o să ajungem și în subiectul ăsta. Avem doar o oră și jumătate cu Sebastian Sandu, așa că o să mă grăbesc pentru că poveștile sunt multe. Sebastian este, printre multe altele, și primul organizator de curse legale din România. Din ce știu eu, acum dacă nu e așa, pot să mă corectez oricând, dacă nu zic bine. Dacă vă aduceți aminte de cursele alea de pe cheiul Târgului, cheiul Dâmboviței, acolo la Autovit, Sebastian Sandu le organiza, nu singur, ajutat de niște oameni despre care o să vorbim. Dacă vă aduceți aminte de cursele de pe aeroportul Băneasa, tot Sebastian Sandu le organiza. Dacă vă aduceți aminte de Cielo ăla care bătea mașini cu, nu știu, cu renume, să zicem, la ora respectivă în România, când BMW-ul E36-325 rupea străzile, apărea un Cielo care nu știa oamenii ce motor are, ce face, ce se întâmplă, de ce merge atât de tare, și era un spectacol total, pentru că fiind inițiatorul, să zicem, curselor de tip drag racing în România, oamenii nu știau cu ce se mănâncă, se uitau la start, nu înțelegeau de ce una merge mai tare, alta mai încet, ce înseamnă slick-uri, semi-slick-uri, suspensii, roll cage-uri și așa mai departe. Era o chestie de început și era foarte mișto. Mi-aduc aminte cu plăcere, mi se face pielea de găină când mi-aduc aminte de cursele alea de pe chei. Mi-aduc aminte de Vectra și aici pe Valve aia, Vișinie, cu evacuare. Oaiu, da? Cu evacuare țeavă, de făcea o gălăgie infernală, dar mașina trăgea spectaculos. A fost parte din copilăria mea și îi mulțumesc pentru chestia asta, îi mulțumesc că a organizat, că și-a pus fundul la bătaie, că a dat bani din buzunar mai mult ca sigur ca să facă lucrurile astea, că a vrut să, cum să spun eu, să promoveze chestia asta în România și foarte mulți oameni probabil acolo au văzut prima oară niște curse de drag racing și au probabil au înțeles ce înseamnă niște mașini cu tracțiune față versus niște mașini cu propulsie versus 4x4 versus ce înseamnă o cutie de viteză, ce înseamnă rapoarte, ce înseamnă autoblocant, multe, multe lucruri pe care nu le știam că am venit după comunism și ne uitam la televizor și ne mai uitam în reviste și așa, dar na, nu le știai și a pus bazele unui sport care acum, nu știu, așa cum am discutat și în alte materiale, ați văzut, produce, cum să spun, oameni care dețin recorduri mondiale la diesel, care acum a fost ultima etapă la Arad, unde au venit firme din Germania, Düter Racing, au venit polonezi. Se întâmplă ceva fantastic.
se întâmplă în România, oamenii se bucură de o pistă foarte bună la Arad și de niște condiții foarte, foarte bune pentru a obține recorduri și atunci de-aia vin străinii aici, nu vin pentru prețurile bune la cazare sau condițiile extraordinare care se găsesc în România, vin pentru pistă și avem chestia asta, avem niște oameni care se ocupă și e un lucru foarte bun, dar eu vreau să depanăm amintiri și vreau să vorbim despre cursele legale de la Legal Racing și de cele ilegale pe care eu le știu și mă bucur că l-am pe Sebi aici să-mi răspundă la întrebările pe care nu le-am pus în viața asta, dar o să-i le pun acum. Bun, cum te-ai apucat de organiza cursele legale în România? Ce ți-a venit? De unde până unde? În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Sunt puțin emoționat pentru că vorbesc de lucruri plăcute. Care au trecut, dar care în continuare se dezvoltă, chiar dacă nu prin implicarea mea, prin implicarea celorlalți, au intrat pe făgașul normal și stacheta este ridicată foarte sus, ceea ce este foarte bine. Și acum am să revin la mine. Eu sunt pasionat de automobil de mic, am stat în preajma mașinilor de curse, a piloților de curse, a mecanicilor și având tangență cu lumea asta tot timpul, am știut să fac trecerea de la mașini de curse la mașini de stradă. Așa cum în aplicații militare se folosesc anumite tehnologii înalte pentru zona militară și după ce s-au stabilit ușor, ușor, trec și în zona civilă și ne bucurăm și noi de ele. Așa a apărut și tuning-ul, modificarea mașinilor. Bineînțeles că primul test a fost întrecerea. Nu existau testări pe dyno, da. Nu aveam posibilități. Fabrica avea două aparate de testat puterea, în rest nu se vedea și până la urmă numai puterea contează, contează mult mai multe la o mașină. Fiind în lumea asta, inclusiv eu am participat la curse așa zis ilegale. Acum nu erau ilegale, erau niște curse spontane, pentru că legea nu prevedea treaba asta. Nu era în lege, pe vremea aia nu se pedepsea întrecerea între două mașini în paralel. Nu dacă nu te prindea radarul, corect. Dacă nu blocai drumul public, nu era absolut nicio problemă. După 2000 a apărut treaba asta în legislație. Cei care participau la astfel de întreceri au început să fie blamați, urmăriți și așa mai departe. Au fost mulți, a fost chiar un fenomen social. Erau sute de mașini noaptea care se întâlneau, deci era este haos. Ceva ce nu vă puteți haos. Imagina. Ce frumos era. Hashtag-ul rezistul și ăștia ce au fost în piață erau la noi la curse ca număr de oameni. Să nu exagerez, poate nu chiar atât, dar oricum o parte consistentă, comparabil. Erau mulți. Se blocau străzi, puteau să întâmple accidente, puteau să moară și oameni. Și din cauza asta am considerat că ar fi bine ca toată treaba asta să treacă într-un cadru legal. Pentru asta am înființat o asociație, un club sportiv, care mi-a permis organizarea legală. Ce vreau să spun este că s-a pronunțat numele meu până acum. Nu am fost singur, este o echipă mare, o echipă puternică în spate, care m-a ajutat să stau în față și să pot să gestionez toată treaba asta. În 2002, cred că am înființat asociația și am început să organizăm curse. Prima dată am făcut pe aeroportul Otopeni, unde eu am fost co-organizator. Nu am fost eu primul. Dar sigur că și la cele două etape care au fost atunci, am fost în staful de organizare. După care, datorită faptului că acolo s-a urmărit foarte mult și partea de profit, nu numai latura socială, s-au retras acei parteneri și am rămas în partea sportivă și am dezvoltat. Neavând bani la început, am să închiriem aeroportul, o să vorbesc și de costuri, am căutat un loc public care să ne poată fi pus la dispoziție, organizam cam la 2-3 săptămâni o etapă și am început să organizăm constant pe cheiul Dâmboviței, pe Splai, unic, pe Splai spre Târgu Vitan. Înainte de Târgu Vitan, acea bucată oricum se închidea în weekend pentru că organizau târgul acolo. Organizând târgul și fiind o stradă care se putea închide, a fost mai ușor să o închidă și pentru altă activitate. Pe partea opusă nu era sens unic, era sens. Pe partea opusă era nu era nicio problemă că se închidea dublu sens și se putea circula în paralel fără probleme.
locația, acum o să spună cineva cu 1000 de cai, că poate nu era cea mai sigură și cea mai potrivită. Totuși, atunci vorbeam de mașini de maxim 200 de cai, rar, din când în când era un spectacol total când apărea o mașină 300-350 de cai. Bătaia era undeva în jur de 150 de cai, mașini destul de ușor de controlat comparativ cu o mașină de drag racing. Ce am urmărit, atunci n-am urmărit neapărat drag racing, am urmărit cursele ilegale, să le trecem, să facem pasul, să le trecem în legalitate. Nici n-aș putea spune că au fost curse de drag racing la început, adică sunt, pentru că e start de pe loc, dar distanța nu era de sfert de milă, 400 de metri, a fost de un kilometru. După care, crescând puterea, crescând viteza, automat și riscurile, am considerat că zona de siguranță, zona de frânare dinspre capăt ar trebui mărită, șoseaua deja devenea pista. Între ghilimele, devenea îngustă și atunci am coborât la 400 de metri, mai ales că 400 de metri e o cursă standardizată, n-am inventat-o noi, au inventat-o americanii, când făceau contrabandă și modificau mașinile să nu se vadă, să poată să alerge cu alcool în ele și cu alte mărfuri de contrabandă mai repede decât mașinile normale și să nu se vadă. Să nu se vadă. Așa a apărut tuning-ul și așa au apărut cursele de drag racing pentru testarea asta. Acolo am organizat multe etape, câteva zeci de etape, din când în când, când am avut posibilitate și am strâns niște bani de la diversi sponsori, am organizat și pe aeroport, pe aeroportul Băneasa, în special, dar și pe alte aeroporturi din țară. Am fost la Constanța, la Iași, la Craiova, la Timișoara. La Timișoara am avut record de participare spectatori, 40.000 de persoane, în timp ce poli avea 20.000, în același timp. Poliția a fost total depășită, adică șeful Poliției Economice dirigea circulația în oraș la o intersecție cunoscută în Timișoara, punctele cardinale, îi spun ei. Incredibil, n-au avut unde să parcheze mașinile, jandarmii au parcat, au dirijat mașinile să fie parcate pe câmp la aeroport. Deci, nebunie. A fost o nebunie și cursa s-a ținut și noaptea. Ne-a ajutat aeroportul cu generatoare, mașini speciale cu generator, cu proiectoare, cu tot pe lungimea pistei să o putem lumina. A fost ceva incredibil pentru acea vremurile perioadă. Respective, și incredibil și pentru acum, pentru că ce s-a întâmplat? Acum s-a crescut foarte mult tehnic, însă s-a pierdut din spectacol. Modul de organizare de acum și faptul că se merge totul după timp și nu mai contează cursa directă la noi, câștigătorul era declarat indiferent, măsuram și noi timpul. Mai era prost decât acum. De când se făcea verde până la 400 de metri. Acum măsoară intermediar, viteză de ieșire. Reacție, ceea ce e foarte important și e foarte bine, mai ales pentru cei care analizează și vor să dezvolte. Și câștigă timpul acum. Atunci câștiga cine a trecut primul linia de sosire. Trebuia să fii foarte atent pentru că ți se anula timpul dacă plecai prin celulă înainte de verde. Dacă luai startul anticipat și trebuia să fii atent să nu pierzi timpul să-ți pregătești prea mult mașina la start, să fii atent să pleci când s-a făcut verde, pentru că celălalt cu o mașină mai slabă, dacă avea o reacție mai bună, era greu de bătut. O reacție de o jumătate de secundă este enorm pe 400 de metri. Da. Ceea ce acum nu contează. S-a făcut semaforul acum alb, să zic, verde, pleci când vrei. Îți spune că ai avut timp de reacție 3 secunde sau o secundă, ai timp să-ți pregătești mașina, ai scos timpul, e foarte bine pentru performanța mașinii, dar eu zic că trebuie să conteze și pilotul. Eu le-am propus și am zis că o să fac, dar nu pot să fac, că n-am timp și așa, dar mi s-ar părea tare, o clasă la drag racing pentru oameni fără limită, adică costă 500 de euro înscrierea. Ne-am înscris 10 mașini. Cine a câștigat 2 din 3? Nu mă interesează. Ai ratat treapta, nu ți-ai intrat, n-ai schimbat. Nu mă interesează. Nu mă interesează cât scaiere ăla de lângă tine, cât ce modif, nu mă interesează. E 500 de euro intrarea. 10 mașini, cine a câștigat e 5.000. Da, pleacă cu banii acasă. Și acolo să vedem haos și spectacol și interes că să iei 5.000 în România, pe loc așa, e ceva, adică
Nu dă nimeni primile astea. Nici la VTM, nici la Raliu, nici la, nu știu, ce vrei tu, cel mai tare motorsport din România, cea mai tare organizare. Drift, nu dă nimeni primii de 5.000 de euro. Sigur, e foarte greu, trebuie o strategie foarte bună, însă va fi foarte avantajat cel care are mulți bani să piardă, ca la poker. Dacă stai și joci, ai bani și ai tot timpul bani în casă, niciodată nu ți se termină banii și tot mărești potul, la un moment dat pleci cu tot acasă. E matematică. E matematică, e vorba de riscuri, e vorba de jocul pe bani care îți oferă alte emoții, nu mai e ca și cum ne dăm fără miză, știi că, na, acum din discuția de curse legale și de toată chestia asta, vreau să mergem în partea de curse ilegale, în care, iarăși, poate ăștia mai bătrâni așa știu rivalitățile dintre Sebastian Sandu, Andrei Țentean, Onoriu și Virgil Alexandrescu. Mai erau și TXAU, apărea și el la un moment dat prin peisaj, dar mult mai slab decât voi. Adică, din punctul meu de vedere, era greu să se ridice la nivelul care era atunci. Cu toate că el venea cu un urs, cu M5, cu nos, cu chestii pe mașină și așa, dar nu erau performanțele. Și acum să vorbim de partea asta. Voi erați băieții din oraș, cu mașini, cu vârsta necesară, cum sunt și acum niște băieți care au niște mașini și au vârsta de ieși prin oraș, și era o competiție între voi. Tu aveai un Subaru, corect? VRX STI. Sau competiția a început de la Cielo. Cielo nu l-am văzut la ilegale. Cielo l-am văzut doar la legale. Am mers foarte puțin cu el la curse ilegale pentru că era o mașină... Ilegale, iarăși. Era o mașină, așa, era o mașină extrem de zgomotoasă. Da. Dar ce vreau să spun, mai vreau să fac o paranteză legată de Legal Racing. Te rog. Cine cunoaște sigla o să vadă că în față este un I care însemna Illegal Racing, dar acel I este barat de un steag. Adică am vrut să fie sugestiv că din ilegal se trece spre zona legală. Și tot timpul s-a dorit și am vrut să ajungem în zona legală, doar că a fost foarte, foarte greu. Dar ca să faci o trecere, să fii apropiat de oameni, trebuie să fii cu ei. Și eu am fost cu ei și am fost acolo. Mai mult, respectul ți-l câștigi demonstrând că poți. Nu stând și doar povestind și vorbind. Și a trebuit să arăt că sunt pasionat și să arăt că mașina are performanță. Da. Despre mașini. Despre astea. Mașină. Deci prima mașina ta, să zicem, cu care te-ai bătut cu băieții ăștia pe stradă așa și erau discuțiile pe fortuning și provocările și dale, am 700 de cai, ai 300, ba nu, am 500, ba nu, așa. A fost Subaru, da? Eu nu mi-aduc aminte de alta, de asta zic. Nu. Tot timpul am avut acasă o mașină mai puternică decât mașina de curse. Mașina de stradă a mea a fost mai puternică decât mașina de curse. Ok. Dar, într-adevăr, într-o clasă superioară. Mai aveam un BMW cu compresor, care mergeam, dar un E46, parcă? Da, un E46 făcut de șnițer. Albastru era? Nu, era închis, negru, metalizat. Ok. Așa. Și participam la întreceri cu el. Andrei avea în perioada aia avea un Subaru Andrei Țentean. VRX STI, da. Așa. Eram rivali când ne jucam, când ne întreceam, dar eram altfel foarte, foarte bine. Da. Finul meu, au existat și discuții, ne-am certat, ca în orice povestim de orice, suntem în relații relație, bune, nu e nimic grav, nu ne-am dat în cap, nu ne-am omorât, nu ne-am... Da. Bun. Așa. Da, adică... După care, văzând că Andrei deține supremația pe 400 de metri și văzând ce performanță are Subaru și cât de bine merge în comparație cu alte mașini, mi-am cumpărat și eu un Subaru pe care l-am modificat și l-am modificat mai mult decât celelalte. Pe vremea respectivă, nu mai știu, tu aveai Racing Code? Pe vremea, adică aveai garajul în care făceai softuri? Nu aveam. A apărut un pic mai târziu. Ok, deci făceai cum ar veni acasă, la tine sau la prieteni care aveau servisuri? Nu făceam la nimeni. Nu făceai la nimeni. Dacă vroia cineva să-l ajut cu ceva, îl ajutam și atât. Nu aveam o firmă. Mașina ta unde ai făcut-o? Mașina mea am făcut-o în diverse ateliere mecanice, la Jean și Bulgaru la început mai mult. Piesele mi le aducea Tomina Motors, care se ocupa de import de motociclete și asta, și avea o relație bună cu Japonia. Tot prin ei am adus și oamenii care m-au ajutat să setez mașina, specialiști în setări pe calculatoarele lor, nu pe calculatorul mașinii. Exista un stand-alone de la HKS, F-Con, Pro, nu mai știu ce număr, 2, 3, habar n-am, nu mai știu. În ce an se întâmpla asta, oare? Asta se întâmpla undeva în jur de 2004-2005. 2005, tu aveai stand-alone.
Da. Dar nu era nimic nou. Era deja pe mașinile de curse. Eu sunt de acord cu tine, dar... Cunoscut. Eu vorbesc de, cum să spun eu, de ce înseamnă stand-alone-ul în viața de zi cu zi și cât da. De mulți folosești da. Și cât de mulți știu să programeze. Și aveam un stand-alone performant, care la ora aia costa în jur de $3,000. Setarea lui m-a costat vreo 10,000, pentru că a trebuit să aduc doi specialiști, a trebuit să-i țin aici și să-i plătești, pe da. Zi da. Cu o anumită, cu o anumită sumă. Aia a fost un efort, l-am făcut atunci, mi-am dat toți banii, m-am împrumutat. Era competiție mare. Era competiție mare. Foarte mare, da. Care... Eu nu mai sunt acum, am ajuns și o să am o vârstă și mai am timp să ies noaptea pe străzi cu băieții ăștia să văd cum sunt lucrurile și cum stau discuțiile și unde se ceartă ei. Știi? Mai, că mai ales că atunci era o grupă. Da, era acum sunt toți. Multe bisericuțe. Da, sunt multe bisericuțe și nu mai știu exact cum se fac lucrurile, dar vezi tu, nu știu, mi se pare că se pierde din calitatea lucrurilor pe care îl făceau părinții noștri, Hagi și generația de aur, au tras, au ajuns în 94, adică fotbaliștii din ziua de azi parcă nu mai depun atât de mult efort. Cum și copiii din ziua de azi parcă nu mai văd atât de pasionați în ceea ce fac. Înțelegi? Atunci erau discuțiile cu Fortuning, venea Onoriu și-a luat Porsche, Onoriu vorbea cu Virgil, se înjura cu Virgil pe Fortuning, dar în același timp se ducea la Virgil în Germania. Și erau prieteni da. Și ieșeau la cafea și asta spun, ăla venea din Germania cu Supra pe roți, cu da. Oze Mito, cu 18, cu da. 600 de cai da. Pe roți, în România, da. Cu nevasta, cu bagaje, 840 cu... avea fișe de dat, așa, da? Venea cu mașina aia în România, că ne injectam pe Fortuning și te fac, îți dau, nu, din mers, de pe loc, ba nu, te bat, ba nu, ai venit acolo, te-au bătut pisicile alea, ba nu, m-au bătut, ba te-au bătut, ba nu știu ce, ba nu știu cum. Și omul venea cu mașina aia în concediul lui de vară în România, i-am scris, acum am vorbit cu el. Da. Da. Și am zis că fac podcast cu tine și dacă vrea și el să vină. Aștept foarte tare. Da. Și omul venea în România în concediul lui de vară cu soția, cu bagaje la familia lui de aici, de acasă și seara ieșea la curs cu băieții, adică nu știu dacă voi vă imaginați ce înseamnă să mergi cu o mașină care e modificată din Germania în România, să te dai cu ea aici, să o folosești la capacitate maximă și după aia să speri că te mai întorci cu ea pe roți acasă, adică e totuși, nu e chiar așa simplu. E foarte complicat, iar eu complicat. Chiar înțeleg treaba asta. Poate la o scară mai mică, dar am participat la VTM, da. Mergând în țară cu mașina cu care participam. Și cu slicurile, mergând pe roți, cu slicurile, cu trusa de scule și cu tot ce era în mașină. Că și acolo, ajungem și la VTM, eu urmăresc ceasul că vreau să prindem toate lucrurile astea, ajungem și la VTM, că și acolo competiția de pe stradă s-a dus la VTM. Bineînțeles, adică, a care, fost o pepinieră. Adică tu care te certai în ghilimele cu Andrei Țentean și aveți cursele pe stradă, v-ați dus la VTM împreună cu Logan, și tu cu Logan, și el cu Logan, și da. Tu Dorică cu Logan. Da. Adică, Tom și au mai fost câțiva. Competiția da. a fost dusă pe toate ramurile sportive, ca să zic așa. Voi ați participat și la zi și la partea aia de GT când a fost în jurul casei poporului. Eu n-am participat, încă nu aveam mașina luată, a participat Andrei și cu ceilalți. Andrei a și câștigat, bun, s-a discutat acolo că e mașina neconformă, da, l-au descalificat după aia, dar da. El a pilotat, a condus, a mers foarte bine. Da. Nu... A fost acolo. La... Acum că mașina era un pic mai sus, un pic mai jos, până la urmă nici nu trebuie să câștige nemții și dacă aveam timp să căutăm mașina nemțului care a venit pe 2 sau pe 3, poate și sigur era. O găseam și pe aia că nu era chiar conformă, da. Pentru că știm foarte bine cum e la curse. Se respectă regulamentul, dar fiecare încearcă să facă ceva mai mult, să-și dacă aduc, nu să-și riști, pună nu amprenta, câștigi, să... cum ar veni. Da. Dacă nu riști, nu câștigi. Despre asta e vorba. Trebuie să faci ceva ca să limita, te pună în limita fața e forțată. Celorlalți. O forțești și atunci când ești la volan și dai afară și o forțești și în ceea ce privește modificările pentru că vrei să le ai mai sus. Și poate un mecanic care din exces de zel depășește cu o zecime două, ceea ce a fost permis. Același lucru pe care putem să-l facem acum în paralel cu Simona Halep, care spune că a luat nu știu ce medicamente, că de fapt nu știu ce să verifice. Ce spun ei, ce fac, ce vor să verifice. E clar că fata asta e un fenomen și a demonstrat ce avea de demonstrat. Da, să facă și ei performanța asta și să fie și ei prinși da, cu
o prostie de genul ăsta. Adică sunt niște chestii care... Meritul e al ei 100%. Da. Regulamente, se întâmplă lucruri. Și să-ți mai zic un lucru. Ce este legal, ce este ilegal anul ăsta, anul viitor s-ar putea să fie legal. Sau invers. Sau invers. Da. Au greșit doza, au greșit substanța, au greșit... Nu se poate performanță la nivelul respectiv fără un ajutor de științific medical din exterior, care sigur că și acolo e la limită. Da. Omul poate să facă anumite performanțe. E foarte greu să te bați cu un monstru de putere cum e Serena Williams, care cred că are forță și împinge la piept cu mult mai mult decât pot să împing eu. Se vede cu ochiul liber că e diferență mare de forță acolo. Deci un gabarit și o forță este din comun. Și pe timpul lui Ceaușescu îți dădeau tot felul de hormoni de ăștia masculini pentru femei și așa să... Mai știm și noi cât de tare am fost la sporturile de forță și cum s-a făcut. Bun. Ce vreau să subliniez este că în toate cursele astea ilegale, în ghilimele, că iarăși trebuie să spun chestia asta, nu era prevăzut în lege să se pedepsească faptul că două mașini merg în paralel cu viteză pe stradă dacă nu erau prinse de radar sau ceva. Deci nu era nimic ilegal, dar noi așa le numim ca să faceți diferența ca între ce era organizat versus ce se întâmpla pe stradă. Și asta spun că... Câteodată tot organizat. Tot organizat. Doar că într-un alt mediu, într-un mediu deschis. Da. Ceea ce genera un pic de pericol public și asta era. Dar nu au fost nenorociri, mă, vreodată? Că nu mi-aduc aminte să fi murit cineva, de exemplu. Când nu au cred fost, că a murit nimeni când, niciodată. Când s-au organizat curse ilegale, deci când au fost organizate, nu. Dar în întreceri spontane au mai fost. Nu contest. Pentru că și atunci când se făceau ilegale, se uitau să nu fie un drum circulat, blocau cumva drumul, să nu intre cineva din drumul lateral când aia aveau 200 de kilometri la oră. Adică exista o responsabilitate în ceea ce se făcea. Nu era, hai domne, ne alergăm, cine apare în față, îl lovim. Nu. Nu. Se încerca să minimizeze orice risc. Vreau iarăși să subliniez foarte tare și te întreb, eu nu știu să fi fost, dar îmi spui tu acum, ai făcut vreodată curse pe bani? Eu nu. Ai văzut în România curse pe bani? Dar mi-a fi plăcut. Eu te cred, dar eu te întreb. Ai văzut în România curse pe bani? Eu nu am văzut. Nu am văzut. Am fost pregătit la cursele noastre să evităm să existe astfel de curse pentru că pariurile erau ilegale și eram pregătiți cu un articol de regulament prin care să excludem pe cei care fac treaba asta. Să o facă unde știu ei, sau închiriam pista pentru ei și o făceam doar pentru ei cât să facă pariul dacă era vroiau, dar eu nu știu. Însă orgoliu și certurile și discuțiile erau mult mai grele decât o mică sumă de bani. N-am înțeles niciodată cum te dădeai cu cineva pe stradă seara. Erai, știi vorba, îi dădeai două mașini, să zicem, sau îi dădeai un camion și pe fortunic erați pe acolo. Eu asta nu înțelegeam. Întreabă-l pe Onoriu când l-am bătut pe autostradă și a spus la o cursă ilegală și a declarat la presă că a câștigat. Bineînțeles că i-am arătat plător, s-a filmat, s-a pozat și așa mai departe. Nu știu, habar n-am. Oamenii nu vor să recunoască, sunt orgolii, nici nu se ocupau de o firmă de genul ăsta, zică, domne, îmi scad clienții, se întâmplă ceva. Era totul pe persoană fizică. Dar, din nou spun, orgoliu e maxim. Era pasiunea asta, spun, la noi. Nu că vreau să, nu știu, să ne evidențiem noi ca și generație de oameni care fac lucrurile cu pani. Nu, Doamne ferește, eu văd la părinții noștri care făceau lucrurile cu mai multă responsabilitate, cu mai multă pasiune, cu mai mult, nu știu, mai mult suflet. După aia am venit noi care am zis, bă, noi ne-am modificat mașinile și am făcut că vedeam la alții și n-aveam și am vrut și noi, că a venit după Revoluție și de-aia probabil am modificat. Și acum mai văd pe copiii ăștia care nu îi mai pasionează chestia, adică, nu știu, fac lucruri așa super superficial, nu înțeleg. În cultura auto, noi am avut în perioada comunistă un minus. Au existat performanțe, au existat mașini de curse, dar doar mașinile noastre, doar făcute până la un anumit nivel. Fabrica a încercat să meargă un pic mai sus cu Nicu Grigoraș și cu mașinile care le făcea el. De Dacia vorbim. În rest, oamenii nu aveau bani și nu își permiteau să facă foarte, foarte motor mult. Sportul e pentru și oameni cu bani. Și noi am fost văduviți de faptul că nu am putut să importăm mașini, nu am avut bani să le cumpărăm și am rămas destul de jos. Noi am văzut și noi, am citit, am văzut reviste și la un moment dat s-au deschis porțile. Da.
Și ne-am dorit și noi, ne-am dorit și noi să fim acolo și am încercat să asimilăm chestia asta și am asimilat destul de mult. Acum, pentru copiii de acum, există altă educație. În plus, ei s-au născut cu toate astea. Pentru ei e ceva normal. Da, cum noi am avut și noi, eu știu, tricouri sau șosete sau așa, nu prea ne-am uitat la marcă, la asta, dar prea puțin și ce performanțe au, cât se întinde elasticul sau nu. E, așa sunt ei acum cu mașinile. Sunt niște chestii pe care le folosesc și punct. Da, foarte puțin sunt pasionați, foarte puțin sunt educați în zona asta să cunoască. Nu mai au dorința. Și nu au fost ca un câine în les, am fost noi. Am fost în răiți. Când ne-a dat drumul, am mușcat. Ei nu sunt în răiți, ei sunt obișnuiți cu toată asta și atunci nu mai reacționează. Poate, până la urmă, e normal, pentru că vor pleca doar talentele cu adevărate de aici, de aici în sus și cei care sunt pasionați cu adevărat. Cu adevărat. Deși automobilismul este cel mai scump sport din lume. Nu există sport la care materialul sportiv să fie mai scump decât la automobilism. O rachetă de tenis, o barcă, chiar bărcile alea cu care se întrec ăștia, gen Formula 1, sunt mult mai ieftine decât o mașină de Formula 1. Și chiar și o mașină de raliu costă un milion. Una normală de antrenament o iei cu 150-200 de mii. Deci prețurile sunt mari. Da, motorsportul nu este pentru cel mai scump și doar mașina. Da. Nu mai dacă ai mașina, nu înseamnă că poți să și participi. Nu mai zici de mecanici, nu mai zici de multe lucruri. Vorbești adică de multe mii de euro și într-un an vorbești de peste 100 de mii, 200 de mii la un nivel normal. La un nivel de vârf probabil costă un milion. Hai să mergem un pic în zona de modificări. Ce puteri dezvoltau mașinile voastre la sfârșitul carierei, ca să zicem? Din punctul meu de vedere, sfârșitul carierei este cursa între Subaru și Supra de pe autostrada București-Pitești. Acolo, din punctul meu de vedere, Subaru s-a tras pe dreapta. Eu nu l-am mai văzut nicăieri de acolo. Da. Ce putere dezvolta Subaru acolo? Nu, Subaru s-a tras pe dreapta după ce am făcut o cursă demonstrativă cu Daniel Onoriu și a dat în presă. Și după care am fost chemați la poliție să dăm cu subsemnatul și să... Bun, am spus că a fost doar un articol de presă, că doar am mers, a fotografiat cealea. Am mințit, ne-am întrecut, asta a fost. Okay. Am făcut-o, dar trebuia să ne salvăm, salvăm cumva. Da. După care am considerat că nu mai trebuie să mă expun în astfel de situații. Și dacă m-am întâlnit cu cineva, a fost între noi, într-o zonă discretă și punct. Putere. Din cauza asta. Puterea. Puterea... trebuie să mă crezi pe cuvânt, nici eu nu știu în mod real. Da. Eu zic că undeva puterea reală era undeva între 500-550 de cai. Okay. Se afișa mai mult, se spunea mai mult. Mai aveam și un nos care îl foloseam, mai venea cu un surplus de 50-60-70 de cai peste maxim. Dar aia era puterea reală de atunci. Deci între 500 și 550 nu am testat-o în formula de atunci. Am tot modificat. Și Supra declara 750. Supra avea o fișă de 840 de cai pe care am văzut-o, sau 840 un pic care am văzut-o atunci. Mașina trăgea foarte tare, doar că era foarte ineficientă pentru genul respectiv de cursă. Probabil că de la 300 la 320, dacă mergea, m-ar fi bătut, dar întrecerea noastră era până în 200 la oră, 220, să zic, maxim. Erau 400 de metri. Câte mașini crezi că au fost atunci pe autostradă? Când ne-am întrecut? Da. Nu mai știu, că am uitat. Erau câteva, dar nu foarte mult. Nu 200 foarte de mașini. Sau eu nu m-am putut concentra decât la cursă. A fost haos. Oricum, m-ai întrebat de Andrei și de cursă. Da. Eu știam care e situația mea cu Andrei. Și l-am rugat pe Andrei, du-te, te dai cu el, îmi spui cum este. Da. Și eu am mers știind exact care e rezultatul din start. Din start. Erau oameni care te acuză. Virgil s-a precipitat. Da. S-a precipitat, a forțat mai mult și a patinat. Cred că a avut și o mică avarie și atunci câștigul meu a fost mai ușor și mai clar. Cursa e cursă, câștig, nu contează ce pățește ăla, pune jos, nu pune, nu schimbă, ratează, se strică, nu mai face boost. Noi știam cum stau toți din țară, cam care sunt și Virgil l-am apreciat pentru că era un tip, nu știu, așa, foarte deschis și nu, cum să spun eu, nu se supăra așa, nu lua lucrurile, cum să spun eu, într-un mod negativ. Adică
El venea în țară și îi spuneam, nu te duce la Mob Expert. Ăia te cheamă la Mob Expert. Nu te duce la Mob Expert. Tu n-ai ce să faci la Mob Expert. Tu nu poți să pui jos. El se ducea la Mob Expert. Bă, de ce te-ai dus, mă, la Mob? Ți-ai zis, mă, să nu te duci la Mob Expert, că ăia te cheamă acolo să te bată. Te bat cu pisici. Cu pisică de M3-321 de cai, te bătea. Te-au bătut la tâncăbești. Patina prea tare. Te-au bătut la tâncăbești. Prea multă forță și patina. Te bat și la Mob Expert. Nu te mai da. Tu ai mașină, mașina ta e GT, mașina ta e de autostradă. Nu e de 400 de metri. Pe autostradă unde s-a dat, a avut cele mai bune condiții. Da. Pentru că aderența era fantastică. Dar el n-a înțeles un lucru atunci. El nu avea Mickey Thompson sau anvelope de drag racing care să facă o super aderență. Avea cauciucuri de stradă. Eu aveam, nu mai știu ce, dacă aveam slick-uri sau cauciucuri de stradă, dar aderența mai mare nu l-a avantajat doar pe el. Eu cu cât lansam praștia mai tare la integral, la 4x4, cu cât plecam mai tare de pe loc, accelerația, G-ul mai mare la primii metri, cu atât mă ajuta și sus. Eu mergeam cu Subaru Tudorica. Mai mare. Eu mergeam cu Subaru Tudorica, că Tudorica avea obsesie și zicea, condu-o tu, că eu vreau să o aud de afară, înțelegi? Da, să s-o audă, să o simtă, să o vadă, da. Și eu conduceam Subaru. Și Subaru Tudorica cred că avea undeva la 350 de cai, să zicem, cred, sau 300 avea de cai. Avea de 320-330 în prima fază, după care când l-am modificat, sărea un pic de 400. Mi se părea fantastic de repede, de schimbat din a întâia în a doua. Adică plecarea de pe loc era foarte scurte. Cum era la tine, întâia cu a doua, dacă la ăla era așa. Deci în momentul în care ajungeam cu ambreiajul... Deci când dădeai drumul la ambreiaj, trebuia să dai a doua. Când ridicam ambreiajul sus, schimbam a doua. Mai l-apăsam o dată pentru a doua. Era fantastic. Deci mașina aia, pe mine Subaru VRX STI, m-a impresionat. Și m-a impresionat Subaru Tudorica, că pe ăla am avut ocazia să-l conduc și să stau în dreapta. Bă, plecarea era ceva fantastic. Deci plecarea și 5500 aia la Subaru de fabrică cu 265 de cai, bă, pe mine m-a șocat. Adică... El n-a avut 55 și 265 de cai decât vreo 2-3 săptămâni. Nu. Eu zic așa, zic de performanțele mașinii stock. Băi, performanțele mașinii, eu și acum compar, când văd o mașină și îmi zice 0-100, eu cu Subaru compar. Și când îmi zice 55, bă, zic, e repede rău. 55 e repede rău, zic eu, e repede. Când îmi zice Porsche Taycan 3500, faceți launch control cu asta, că e ceva fantastic, trebuie să fie ceva fantastic. Știi ce trebuie verificat și făcut? Ai să vezi că la același 0-100, 3-5 sau 4, 5 secunde 100, nu contează, orice valoare, distanța pe care mașina o parcurge diferă. Subaru făcea foarte mulți metri, punea foarte mulți cai putere jos pe metru. Deci contează la 0-100, 5 secunde făcea, nu știu, distanța, să spunem Subaru la 5 secunde făcea 100 de metri, iar un BMW la 5 secunde era mult în spate. Da. Nu făcea aceiași metri. De asta era diferența mare. Sigur că asta nu se mai întâmplă când nu mai patinează, când ai aderență de la 100 la 200. Da. Dar jos este foarte important. Făcea pe 0-100 foarte mult, făcea foarte bine, punea puterea jos. Bun, deci am aflat puterile cu care băieții ăștia mergeau pe autostradă, performanțele, eu mi-aduc aminte, nu știu dacă ai fost, dar au venit toată niște băieți din Republica Moldova cu un Subaru Break și a aliniat tot ce înseamnă mașini de curse din România. Nu, n-am fost pe autostradă, l-a chemat pe Tudorică, l-a bătut pe Tudorică, după ce l-a bătut pe Tudorică, cheamă-l pe Țentean, l-a bătut și pe Țentean. Oamenii mai dădeau presiune acolo, știi, la turbină. Subaru era un Subaru Break argintiu. Nu știu, pe mine nu m-a chemat nimeni, nu mi-a zis nimeni nimic, habar n-am, poate n-aveam nici mașina făcută. Și cu piese în portbagaj, știi? Da. Foarte tare au fost băieții mei. Da, pentru că ei aveau mașinile cu motor de fabrică, nedesfăcut, nemodificat, foloseau turbine de fabrică, cât poți să scoți? 350 de cai, 360 de cai era maximul ceea ce puteau să scoate. Și dacă a venit unul cu o mașină cu turbină, un pic făcută, clar, a fost peste ei. Numai că veneau din Germania, a fost Virgil, mai era un tip cu un RS... 6 sau un RS4 foarte modificat și a refuzat până la urmă cursa cu Andrei, a fost frică să se dea,
aia Virgil a venit, a vrut să se dea, a vrut să-și confirme și el ce a făcut și a dat seama că mașina lui nu e compatibilă pentru cursă de genul ăsta așa cum era, iar ca să o facă pentru drag racing trebuia să o strice pentru stradă. Da, nu mai ar fi funcționat. Era o mașină de autostradă. Dacă ar fi vrut o întrecere de la 200 la 300 la oră, ar fi fost competitivă, cu adevărat. Cu siguranță. A și vândut mașina, că a zis că nu era pentru el și a luat McLaren. Parcă, dacă nu mă înșel, are un McLaren... Nu mai știu ce McLaren. McLaren nici nu contează, e altă clasă. Da, a zis că merge la circuit cu oamenii și n-avea ce să facă cu Supra și a vândut-o și a luat mașină de om normal, ca să zic așa, să o poată și folosi. Dar a fost, ți-am zis, eu am niște amintiri de atunci și vă mulțumesc pentru asta. A fost senzațional, am fost la multe curse, și cursele pe aeroport, și cursele pe chei, și cu Tudorică, făceam Nova și sunt multe amintiri care... Respect, n-am ce să comentez. Acum e foarte greu să faci o Nova. Atunci o făceai sau o Dacia, e foarte greu. Cred. Nu mai găsești de la fabrică piese, nu mai sunt acolo, foarte greu. Încercăm să facem piese pe afară, axe cu camere, niște porcării. Alea care erau dezvoltate de fabrică erau ok și erau axe cu came brute din care se făceau axe cu anumit profil. Acum modifică axa normală. Păi ce să modifici? Scazi cercul de bază, nu e în regulă. Au ajuns foarte scumpe piesele de Dacia. Știu că am făcut niște episoade. Costă la fel ca la orice altă mașină. Niște episoade și oamenii cer pe embleme, pe alea, cu niște bani. Și piesele de Dacia normală. Piesele normal, de Dacia. Adică mă refer la Dacia de-astea, 1300, de-astea mai vechi. Nu vorbim de astea noi. Bun. După ce s-a terminat era asta curselor, să zicem, ilegale și legale din punctul tău de vedere de organizare, ai ajuns în partea de modifica mașini, nu? Cu asta te ocupi. Da. Adică asta având performanțe în zona de curse legale, să zic așa, pentru că acolo am activat mai mult și vizibil, oamenii veneau și mă întrebau ce are modificare are mașina, ce ai făcut, dar nu mă ajut și pe mine, îmi spui și mie, îmi faci și mie, sigur că nu puteam să-i refuz și mi-am dat seama că poate să fie și un business, adică să fac ceva ce îmi place să câștig bandina. Niște bani, pentru că oricum pierd timpul și trebuie și mie niște bani să trăiesc, nu? Că normal, n-am cum, asta e convenția în societate, trebuie să ai niște bani să poți să îți duci viața mai departe. Și atunci având și experiența cu Subaru și cu japonezii și experiența mea de dinainte, am zis să mă apuc să fac o firmă. Am făcut împreună cu colegul meu care e inginer electronic, eu sunt inginer mecanic. Bun, am făcut și drept, am făcut și un doctorat care e în curse auto. Ok. Deci ține de fenomenul social al curselor auto ilegale. Okay. E și greu să mă acuze cineva de plagiat. Pentru că n-a mai făcut nimeni exact pe zona, okay, pe zona asta. Și atunci am zis să fac o firmă. Am făcut cu partenerul meu. Eu acopeream partea mecanică până într-un punct. Sigur, de acolo apelam la specialiști ce era, iar el acoperea partea de electronică, însemnând parte de soft și parte hardware. Da, noi, după aia, firma se cheamă Racing Code, funcționează și acum. E construită și pusă la punct undeva în jur de 2006. Am terminat toate actele cu ea și am început să lucrăm legal pe ea din 2007 și funcționăm. Funcționează și acum. A trecut timp, am mers, nu e o firmă de foarte mare succes financiar, pentru că am mers mai mult pe partea de cercetare, adică noi am și fabricat calculatoare, am fabricat senzori, avem un produs care se vinde și acum în toată Europa și în America pentru ceasurile de bord la unele mașini. Sunt și chestii care nu se văd, nu doar tuning efectiv, pentru că nu era suficient de bine plătit și nu poți să-i ceri omului, chiar dacă consider că face mai mult și investești foarte mult, e simplu să faci softuri, să vii cu un laptop, să le schimbi și așa. În momentul în care îți cumperi dyno, te costă 100 de mii. În momentul în care îți trebuie o locație, e a ta sau astea, toate astea trebuie să introduce și în preț. Și atunci ne-am extins puțin ca să putem să avem niște bani. Niște bani. Voi faceți, de exemplu, și partea de
nu știu, tot ce înseamnă consiliere, vine omul și zice, domne, da, vreau, da, nu? Faceți, da, toată chestia. Adică suntem și profeți, suntem și profeți, ca să zic așa, pentru că nu-mi convine că fac doar partea de consiliere, aș prefera să fac și partea de mecanică, dar nu am putut să o fac. Am avut colaboratori care au fost mai buni decât ceea ce puteam eu să angajez și nivelul la care putea să mă ridic, da, și atunci am preferat să nu câștig în zona asta sau, de fapt, să nu pierd a la lung, să fac prostii, și am rămas să lucrăm cu colaboratori care erau la nivelul cel mai sus posibil. Bun, deci la voi se poate veni cu mașina și, doamne, vreau și o să fac putere, ce-mi trebuie? Păi îți trebuie turbină, îți trebuie pistoane, îți trebuie garnitură, da, chiloasă, îți trebuie, eu îți recomand astea, adică putem tot... să-l ajutăm, îi recomandăm magazine, putem să-i aducem în unele cazuri să importăm noi piesele, calculatorul, îl ajutăm să-l punem în funcțiune, să-i facem setarea, putem să facem toate chestiile astea și partea de mecanică e delegată către alte ateliere. Faceți toate mașinile sau faceți doar japoneze? Nu, facem toate mașinile. Toate mașinile. Toate mașinile. Deci soft, stand-alone... Poate să fie și cu carburator și cu orice, toate, da? Mașinile, okay, care permit, sigur. Bună treabă! Există... există, eu vorbeam cu niște oameni și le explicam că, cum să spunem, la partea de custom, adică momentul în care cineva vine și zice, domne, vreau să pun turbina asta, de exemplu. Eu vreau GTX asta, că, da, asta îmi place mie. Da. Vreau tot ce ține de turbina asta să-mi faci, cât mă costă manopera. Cum stabilești lucrurile astea? Eu le spun oamenilor că atunci când vine vorba de lucruri custom și lucruri care nu se știu, sunt două variante. Varianta 1, ori îți dau un preț la început și zic... care să acopere tot și așa. Da? Ori ora de manoperă e atât. Nu știu câte ore lucrez. Îmi dai atâția bani în funcție de cât lucrezi. În momentul în care mă întreabă legat de manoperă, nu pot să-i dau decât prețurile mele legate de manoperă. Eu nu fac treaba asta, cum am zis, trimit la alții să facă. Okay. Pot să-i aproximez. Aproximez destul, da, de bine ordinul de mărime a ceea ce se va întâmpla acolo, iar omul știe dacă face sau nu pasul mai departe. Ok. Ce s-a întâmplat cu cursele legale de nu ai mai continuat? De ce te-ai oprit? Unde a fost problema? Eu știu unde a fost, Dana. Ca să afle și oameni. În primul rând, problema a fost legată de bani. A fost din ce în ce mai greu cu sponsorii. A venit criza în 2008. S-a mai mers un pic, s-au mai făcut anumite etape. Dar se strângeau foarte greu banii. Eu niciodată nu mi-am luat cheltuielile din club și astea, telefonul, cazarea, benzina, unde m-am dus, astea mi le-am plătit, am considerat că sunt mici vacanțe ale mele. Timpul și munca la fel, nu am avut vreodată salariu sau să zic, domne, mi-au acțiuni. Nu, n-am dividende și alte chestii, nu s-a pus problema. Și nu am putut să susțin financiar treaba asta bine. Și atunci a trebuit să renunț. Am făcut două curse cu ceea ce mai aveam în pierdere, pentru că a plouat, pentru că în momentul în care ploua era foarte rea vremea, noi amânam. Nu făceam decât dacă era foarte puțin să nu afecteze rău aderența, pentru că la noi... Și noi ne-am adresat foarte mult celor care nu sunt profesioniști, amatorilor, și nu vroiam să îi expunem la riscuri mari. De asta nici nu prea am avut accidente. Ultima etapă de drag racing cred că a fost la Chinatown. Da, când a fost un accident. Când a fost un accident, da, un Chevrolet Corvette din cauza suprafeței foarte alunecoase. N-am știut când să ridice piciorul de pe accelerație. N-a avut unde să învețe asta pe stradă, pentru, da, că n-a avut cum să meargă la maxim, și a trecut printr-un gard de protecție, s-a oprit cu mașina într-o gârlă. În 30 de secunde, filmat, cei care se ocupau cu descarcerarea au fost lângă el. N-a fost cazul de nimic, n-a pățit nimic, omul a coborât, da, pe picioare, s-a murdărit pe glezne, că era mizerie pe jos. Da. Așa. Și salvarea au fost lângă. Deci am știut unde să le poziționăm, am simțit unde sunt zonele de risc, și tot timpul am știut care e zona nevralgică și acolo am fost prezenți cu mai multă atenție. Dacă cumva ne-am dat seama că poate să fie ceva mai mult decât un accident spontan odată unde să fie riscul prea mare, am renunțat la cursă. Da, păi atunci cursa s-a oprit, dacă nu mă înșel. Atunci am oprit. Da. Am adică oprit, mai erau mașini de dat, mai erau... Sigur, s-a oprit tot. Cum. Deși în
într-un sfert de oră, 20 de minute, mașina a fost luată, da, a fost scoasă și cu asta basta. Dar nu îți poți asuma, la fel a fost și la Casa Poporului, când o mașină pe frânare s-a răsucit și a lovit o mașină în parcare. Parcă, dar nu mai țin minte un, exact. Golf, ceva, da, nu mai un știu. Golf s-a răsucit. Atunci când a fost cursa nebună cu Onoriu, cu Lambo versus Centean cu Subaru. Cu Subaru, da. Atunci a fost la Casa Poporului. Iarăși, mamă, ce nebunie. Subaru care bate Lamborghini. Are nos. Nu are, mai știu atunci cine a câștigat. A bătut Subaru, da. A bătut așa Subaru. Știu că a fost. Da, a fost nu, așa nu cu un bot cu, în față. Cu puțin. Ceva, da? Cu puțin, a fost iarăși scandal acolo. Cred că după aia și-a schimbat mașina și-a luat Porsche. Onoriu. Da, a luat Porsche-le la care s-a întregut cu mine. Un Porsche modificat, turbo, un Porsche turbo bun. Și acum e pe stres mașina. Știi cu cine sunt curios dacă te-ai dat? Cu Maftei. Maftei avea și el un nou FF de 1000 de cai. De, da, era ceva periculos. Am văzut-o, am vorbit cu el. Când eu aveam mașina compatibilă de curse, nu avea el. Și, tot și așa. La început, când și-a adus mașina, nu știu ce să zic, eu cred că dacă el știa să conducă, habar n-am, nu l-am văzut mergând efectiv. Eu am văzut doar filmulețe cu mașina care trăgea, făcea niște... Eu cred că ar fi, nu știu, era integrală. Dacă mașina era integrală la forța care o avea și cum era, eu zic că m-ar fi bătut clar. Nu foarte rău, eu am provocat cursa, nu a vrut să vină, după aia când s-ar fi putut din nou, dar el n-a provocat, a fost cu mai puțin incisiv decât mine. Nu, n-am reușit să mă dau și n-am mai reușit să mă dau cu cineva cu care aș fi vrut asta să mă dau, să am întreb. Provocat cu Băldescu. Oh. A murit între timp să-i fie țărâna ușoară. Cu ce mașină Băldescu? El are avea un Cosort? Ford Escort Cosort de 800-900 de cai modificat. Da. Încă era Escortul, nu făcuse Focus-ul. Da, și da, înainte da. Să-l trimită să facă Focus-ul, am zis să ne dăm. Am găsit un loc, o stradă de un kilometru și ceva, drum privat. Mhm. Care era închis, îl închideau bodyguards-ii la un cap și altul, deci era proprietate privată în România, în București. Nu era cel mai bun loc, dar fiind profesionist el, știind că și eu pot să-mi țin mașina, aș fi vrut să facem cursa. Și a zis până cu câteva ore înainte de curse, da. După care s-a sucit. A fost nu, probabil că i-a fost frică. Șansele, cine știe, acolo, șansele, acum nu știu ce putere avea mașina aia de 800-900 de cai în mod real, era foarte tare, mergea foarte bine, însă mașina mea era fiabilă, nu mi s-ar fi rupt la un start, riscul exista și la mine, dar la el riscul era mai mare, riscul să-i bubuie lui ceva la mașină în 400 metri era mai mare decât la mine. Poate că avea dinamică un pic mai bună, dar eu dacă mergeam fără să greșesc, aveam șansa mea pe care vreau să o apăr și vreau să mă bat. Probabil că și faptul că l-am provocat l-a speriat, deși era matur, avea mult mai mulți bani. Doamne, nu era problemă pentru el o cursă. Și, de genul, cine și mulți l-au considerat că a fost doar așa un om cu mofturi, cu mulți bani în curs. Eu cred că a ridicat foarte mult ștacheta. Nu, omul a fost pasionat și iarăși și eu mi-aduc aminte, iartă-mă că te întrerup, eu mi-aduc aminte că noi mergeam la VTM pentru Băldescu. Noi mergeam la VTM pentru Băldescu. Era... Nu că pentru Băldescu, ca să-l văd pe el cum fumează trabuc. Normal. Să-i văd mașina cum merge pe stradă. Și mergeam, mi se face pielea de găină, țin minte că trecea pe lângă noi și simțeam așa suflul la evacuare. Era un monstru mașina. Era, care schimba ea era, bine, era bine făcută. Era, eu de-aia mergeam la curse. Da. Băldescu nu mergea tare în viraje, nu era un pilot rapid. Erau oameni, Puiul Rusu și așa mai departe, care mergeau cu mașina lui mult mai tare. Deci, nu asta, nu mergeam, cum să spun eu, pentru spectacol. Dar să știi că a avut și el, la un moment dat, anumite etape în care a mers cu curaj și a mers bucăți din traseu foarte, foarte tare. Vreau să înțeleagă oamenii că nu de-aia mergeam, ca să-l vedem pe Băldescu cât de bun e cu volanul. Noi mergeam să vedem mașinile, mergeam să vedem Fordul lui Băldescu și Lancia lui Andronic. Da. Asta erau, de-aia mergeam la VTM. După aia, că mai treceau alte mașini, dar noi de-aia mergeam la VTM. La momentul respectiv, cred că erau 3-4 mașini care puteai să te uiți la ele cu adevărat. Din punctul ăsta de vedere, omul, iarăși, merită tot respectul meu, pentru că m-a făcut să mă duc acolo. Omul a investit niște bani într-o mașină pe care nu aveam muca, a adus și Fordul ăla de la Gabat, la un moment dat. Da, da, adică... Fordul ăla de la Gabat, de 800 și ceva de cai, de asta, nu știu puterile care... alea, dacă erau reale sau nu. N-am testat mașina pe Dyna, da, însă cu o de... mașină de putere un pic mai mică decât a lui pentru setarea respectivă la etapa respectivă a fost bătut de Paul. Da. Și mașina lui Paul înainta mult mai repede. Era setată și pusă la punct din punct de vedere electronică de noi.
la Racing Code. Deci, de asta spun, oamenii au făcut niște lucruri pentru motorsport și pentru pasionații din România. Are tot respectul meu, adică... Da. A avut un aport foarte mare. Ultima dată când l-am văzut pe domnul Băldescu în viață, era la Bobby MBM, cu Beatle-ul RSI, cu Trabucu, cu domnul Pătrașcu de la Băneasa, de la spălătorie, și zicea lui Bobby, fă-mi ceva, că eu când pun stângul în frână, îmi taie gazul. Nu trebuia decât să scoată întrerupătorul de frână. Avea două, unul de stopuri, unul de economizor. Trebuia scos ăla de economizor. Adică omul avea o mașină pe care o folosea pe stradă, care era un Beetle modificat de HGP, cu 500 de cai, iarăși niște puteri de-astea super așa, și vrea să nu-i mai taie gazul când pune stângul în frână. El și-a luat, luat Mercedes AMG de la Mercedes, care era cel mai tare pe clasa respectivă atunci, și s-a dus cu el la Brabus să-l modifice. Și l-a modificat. Da, mă, da. Omul era un excentric, dar frumos. Un excentric frumos, da. Cu mașini da. Mișto. Repet, ce zic oamenii? Că mergea, că nu mergea, că venea cu, să cu se toate era un personaj contează. Pitoresc, da. Dar în sensul frumos al cuvântului. Da, 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 da. Știi de cine mai mi-aduc aminte care a participat la curse pe chei și încă mai, îl mai cunosc și țin legătura de ăsta, cum îmi scapă. Avea Dog la număr cu Viper-ul. Dog. Știi pe Dog cu Viper-ul? Da, da. Andrei Feldman. Andrei Feldman, bravo, așa, da. Are Hammer acum, H1. Merge la camping cu Hammer. Cred da. Că avea Hammer și atunci, el sau avea tatălui. Avea H2 sau ceva genul ăsta, da. La cu elice de barcă. Știi, avea o elice de barcă în spate la Hammer. Da, zici, te amintiri foarte tari. De ce nu mai organizezi acum curse legale? Am încercat. Încă nu am apăsat pe accelerație la maxim ca să văd, da. Am luat doar pulsul. Aeroportul este foarte, foarte scump. Okay. Am primit un aviz general, să zic așa. Mai aveam încă câteva mici treburi de pus la punct. Însă, SRI-ul se opune foarte tare. Okay. Așa am înțeles din cei de acolo că nu prea vor să dea avizul pentru chestii de genul ăsta de când s-a intrat în Comunitatea Europeană. Eu cred că trebuie să-i mulțumim și procuroarei Chioveși, okay. care intrăm în politică, da, asta e, asta pentru e că asta au reușit să facă. Prin ceea ce au făcut, prin faptul că pe lângă treburile bune au făcut și abuzuri în dosarele care le-au făcut, oamenii s-au speriat și primari, directori, nu mai au curaj să dea avize, nu mai au curaj să dea aprobări. Ce, domne, eu îmi risc scaunul dacă cumva iese da. Ceva prost. Da, da, da. Deși el n-a trebuit să riște nimic, dacă este ceva prost, eu sunt cel care am închiriat. Eu sunt organizatorul, răspund. Eu răspund am și adus ambulanță, am adus pompieri. Facem contract prin care eu da. Răspund de tot, dar lucrurile nu sunt așa. Se interpretează și atunci au făcut să fie treburile blocate. Cred că mai trebuie să așteptăm un pic să se deblocheze lucrurile. Și atunci să încercăm din nou. Plus că nu mai putem face pe stradă cu mașini atât de performante da, da. Și de puternice. Nu. Da. Riscurile sunt mari. S-a văzut că au avut evenimente în care mașinile au ieșit pe câmp, au derapat și au ieșit pe câmp da, mașini da, da, da. Puteri, la 150-160 la oră, unde încă se mai pune problema de aderență, să patineze roțile pe o punte, pe două, cu slicuri, cu cauciucuri de drag da. Racing și așa mai departe, și îi proiectează cu viteza aia în exterior. Când ies pe câmp și în zonă de siguranță, nu prea se întâmplă nimic. Da. Dar dacă mi ies prin garduri în public... Da. E grav. Și atunci eu trebuie să gândesc în așa fel încât să fie riscuri cât mai mici. Și nu vreau nici să fac fără public. Da, Doamne ferește, nu. Fără public e trist. Adică e trist. Ar fi tare să organizezi niște curse, ți-am zis. Așa, pentru amatori, ce se întâmplă în campionatul de drag racing? Deja a devenit profesionalism, oamenii merg cu roll cage-uri, oamenii au niște reguli, oamenii, adică înțeleg că trebuie să fie și siguranță la un nivel profi, dar trebuie să existe și pentru amatori. Adică știi exact. Cum era la voi, exact. De exemplu, erau clasele alea cu Dacia. Dacă cu, vrea început, un taximetri știi? Să intre da, de pe da, stradă, să se intre, dea și găsea da. O clasă da. În care intra și au venit unul, se certa cu vecinul care are, bă, l-are Passat, l-are BMW-ul, care merge hai, mai tare. Hai, mă, să mergem hai acolo, nu mergem să ne acolo, dăm. Plătim da, adică, taxa și ne dăm. Și punct, vedem care da, câștigă. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe și chestia și asta pentru important, amatori. Și asta e important, să nu se mai întâmple pe stradă, pentru că pe stradă, oricând de ambiționezi, accelerează ăla, accelerezi și tu... lucrurile pot degenera din treaba asta. Și, iarăși, mai este un fenomen care
pe care probabil oamenii nu-l cunosc, în momentul în care te duci la circuit și te dai acolo o oră, două ore, te duci la un drag racing, participi, poți ai consumat tot ce ai de consumat pe stradă, adică nu mai există nervi. Pleci de acolo absolut, și nu mai vrei să încerci, da, și nici nu mai răspunzi la provocări atât de ușor. Ești liniștit, poate te consideri puțin superior față de ceilalți, că tu exact de asta spun că nu răspunzi, da, la provocări. Ai făcut ceva și atunci ai zis, ce vrei să ne dăm? Vino, frate, să ne dăm acolo. Dacă ești tare, vino, plătește-ți taxa, hai să ne dăm acolo, vedem acolo. Ce era, adică oamenii știi că la un moment dat blamau participarea asta de mașini cu 50 de cai, știi? Că, nu, e o greșeală. E plictisitor, e o greșeală. Că, domne, până ajungem la grupele alea mari, stăm aici, noi nu venim de la 12 la curse, venim de la 4, că atunci se dau aia mari și așa mai departe. E o gândire total greșită și oamenii aia trebuie să experimenteze. Absolut. Trebuie să pleci de undeva. Nu s-a născut nimeni învățat, nu toată lumea a început să conducă mașini de 500 de cai. Da. Adică să nu credeți că... Și pentru faptul ăsta că mulți nu aveau, ziceau, domne, noi nu avem mașini să accelereze, să da, dacă este o chestie de trafic, o chestie... Eu, și atunci da, am făcut îndemânarea. Okay. Pentru că și îndemânarea și da, astea au plecat cumva organizat tot de aici. Am făcut cursele de îndemânare unde veneau cu mașini mai puțin pregătite, performante, dar da, dacă știau să o dezechilibreze, să o facă să derapeze unde trebuie, scurteze virajul, să accelereze repede, să obțineau timpii de șoferie, cât de bun ești tu. De exemplu, un Subaru pe un traseu de îndemânare este groaznic. Da, un mini, de preferat exemplu, mergi, foarte bun. De preferat să mergi cu un Tico decât da, cu un Subaru pe da, traseul ăla. Da. Poate scoți timp pe apropiat, că e foarte puternic Subaru. Dar tu la volan te chinui mașina și n-ai făcut nimic. Da. Și la sfârșit, când făceam cursele de îndemânare, se și jucau cu BMW-urile să derapeze sau astea. Cine da, era acolo Haiu, în top? Era Haiu, după aia a fost KNS-ul, da, care au ajuns și eu, da, cred că zona de drift are cele mai bune performanțe din zona auto. Pentru că oricând ducem oamenii ăștia de la drift din România în campionate europene, da, da, nu ajung pe podium. Da, ajung pe podium. Ajung pe da, podium. Deci sunt buni, au făcut etape foarte bune. Ca ramură, nu pot pune peste sau inferioară celeilalte, pentru că sunt complementare. Trebuie să știi tot. Dar ramura asta, după părerea mea, dă în mod constant cele mai bune rezultate. Încă la circuit nu, și VTM nu suntem chiar atât de sus. Avem câțiva piloți care se antrenează, da, merg pe afară și care... Mirea, așa, de exemplu, e un produs e, 100% da, românesc. E încă la început și oricât de mult vrea el să facă, el nu are bugetele celorlalți și nu are păcate, posibilitățile da, materiale. Chiar, domne, are mașina, pare că are. Pare, dar nu e tot. Da, trebuie mult mai mult, sigur. Enorme la... Și n-ar fi trebuit să fie singurul sau printre singurii. Ar fi trebuit, nu se poate antrena numai la etapele care se duce afară. Ar trebui să se bată rău în clasa lui aici, corect, ca să crească și sus, el și da, ceilalți. Da. Din păcate, Mirea, încă suntem jos. Mirea, de exemplu, e produsul din gașca voastră, din generația da, voastră, da, din... Da. Tot așa, mers ilegal, mers da, la îndemânare, mers la... Cu noi seara, da, da, mers la zi. Ai organizat tu, că mi-a adus Marius aminte de chestia asta, cu etapa aia de îndemânare pe zăpadă. Da, da, da. Mirea a mers acolo. Da, adică, da, da, da. Și de asta zic. Adică toate lucrurile astea au dar plecat știi, știi de undeva. Că noi am fost un pic așa jigniți, peorativ, pus liniuțari și așa mai departe de ăștia de la federație. Numai că atunci când au mers în campionatele lor, vârfurile liniuțari de aici au ajuns campioni. Au ajuns campioni, au ajuns bine. Nu pot să zic că au bătut tot în mod constant, da, nu, dar au fost cel puțin lângă ei. Pentru că cei de la liniuță măcar un lucru l-au învățat mai bine decât mulți care merg la raliu și la circuit. Acum o știu să exploateze motorul. Da, noi au știut să scoată tot din ceea ce aveau. Noi, că zic noi așa, noi ăștia care am fost cu mașinile modificate, noi ăștia care am participat la curse, noi ăștia care am făcut evenimentele astea de întâlniri de pasionați de mașini, de tuning, de așa mai departe, am fost tot timpul văzuți așa ca niște nimeni în drum, ca niște dăștia, da, oameni e de 2 lei, știi, adică bă, stați-mă puțin că sunt oameni care au, uite, doctorate, au facultăți, au bani, au niște joburi, sunt doctori. Da, da, sunt doctori, sunt adică, oameni stați cu așa puțin că nu, situație socială nu foarte bună, toți, nu material adică, neapărat. Okay, vorbesc că s-au realizat. Eu înțeleg că poate în lume
sunt prezentate benzi de motocicliști care, nu știu, vând droguri, fac, sparg. Nu era cazul la noi. Nu e cazul, sunt oameni normali care sunt pasionați. Pasiunea nu ține de studii. Doar că faptul că ne întâlneam sute de oameni. Da. Da, era sute un fenomen. Sute de mașini. Asta a fost luată în colimator, să zic așa. Păi și da, serviciile secrete cred că și-au pus amprenta. Și-au jucat în treaba asta. Probabil, și-au spart-o. Probabil, da. Și nu, asta este nu o problemă, știu, da. Pentru că dacă noi am fi rămas uniți, noi am fi avut pistă nu la Adâncata, ci în București. Da, puterea oamenilor... Trebuia să avem aici. Puterea oamenilor București este să fie... Să aibă, merită să, asta. Să fie uniți. Dacă oamenii sunt uniți, poate să răstoarne orice guvern. Poate să distrugă orice, știi? Da. E simplu, ne-a divizat. Da, eu am făcut greșeala. De fapt, n-a fost o greșeală, dar nu puteam să acopăr tot. Eu m-am ocupat de organizare. Cât s-a putut de bine, rău, prost, am făcut ceva. Ce am putut face la nivelul de atunci. Da. Sigur că în mintea mea, știind ce era de făcut, știam și ce mai trebuie făcut. Era foarte greu să fac mai mult pentru că nu mi-ajungeau banii, nu aveam resursele, nu aveam posibilitățile, chiar ceva ce îi se părea lui puțin, mie îmi dădea peste cap tot sau nu puteam să fac. Deci eu nu mi-am atins limita de competență, mi-am atins limita materială, da. să zic așa. Și ce am greșit? Am greșit faptul că ocupându-mă de partea tehnică de organizare, nu m-am ocupat de membri. Noi în club, dacă am avut 20-30 de membri, da, iar de restul membrilor s-a ocupat No Speed Limit-ul, care după adică aia s-a spart cu Midnight Racer-ul, uh-huh, și din care au derivat după aia și alții. Și neavând oamenii lângă, mi-a fost greu, adică n-am avut o masă de manevră, uh-huh, în spate, care dacă ei știau să o gestioneze bine, ar fi avut și mai mult de câștigat. Da. Din păcate, asta a fost. Eu am lucrat cu ce am cu ce s-a găsit, da, cu ce a fost. Da, nu, ți-am zis, din punctul meu de vedere, așa cum mi-au rămas mie în minte, cursele au fost organizate bine. Mi-aduc aminte și de piciorul, nu și al Lucriu, să nu crezi că nu da, mi-aduc da, da, aminte. Nu te-am sigur acuzat nicio secundă. Poate atunci, la vârsta de 22 de ani, am zis, ia uite-l pe ăsta, băi, a dat cu piciorul, nu și-l ăla. Acum, la vârsta de 40, după ce am organizat lucruri și mi-am pus fundul la bătaie și am înțeles ce înseamnă, ți-am dat dreptate pentru piciorul, nu și-a lucrat. Da, nu, n-am că... procedat corect să reacționez violent și așa, mi-am cerut scuze, a înțeles că... și el. Pentru dar... că era discuția de asta e, nu s-a mai faceți cercuri, că nu ne mai lasă ăștia pe aeroport. Exact. Asta era discuția. Exact. Și același lucru l-am avut și eu cu niște oameni cu care am stat de vorbă, Tano Midnight Racers, da, să zic, în care am stat de vorbă o oră, să expun ce înseamnă ca eu să fac un eveniment acolo în care haiul se învârte de două ori ca să vină televiziunile ca să promoveze, că altfel nu vin televiziune. Dacă eu le zic că ne strângem 300 de mașini în care oamenii au băgat bani și sunt pasionați, nu vine nimeni, că nu e nimic spectaculos. Da. Atunci, pune-l pe ăla să se învârtă ca să vină televiziunea, dacă se învârte ăla, n-ai de la poliție autorizație, că n-ai pus de-alea de beton și se poate întâmpla. Și îi povestesc toate lucrurile astea omului și a doua zi unul de la el din club dă cercuri la mine în eveniment. Și eu îi zic la microfon, urât, să iasă afară. Și el zice, păi așa zici, mă? Păi ești cu copilul de mână, Tano, dacă dădea peste copilul tău. Tu ești cu copilul de mână. Ție ți-am zis ieri, o oră jumate, ți-am povestit ce înseamnă organizarea asta. Și tu faci cercuri la mine aici? Păi îți dau cu piciorul în ușă. Adică, repet, Criu atunci nu era unul de afară, nu eram eu, da, care n-aveam să, nicio treabă cu tine că și veneam și dădeam cercuri acolo, da, și ziceam, păi stai mă, Sebi, că n-am știut. Problema era că eu îi lăsam să dea, dar îi duceam într-o altă zonă unde stabilisem. Corect, pentru că oamenii apreciau chestia asta. Unde că... puteam să dau oamenii, da, mai în spate, da, pentru că așa era, așa era înțelegerea și protocolul era de organizare. Ia vezi, ia vezi că poate că aveți un apel. Da, și asta zic, știi, adică poate la început sau la vremurile respective oamenii te-au acuzat că, nu știu, bă, nu m-a lăsat Sebi să intru. Mai erau discuții, domne, Sebastian are dăștia, discipol, domne, dacă vrei să te ajungi să te dai cu Sebastian, mai întâi trebuie să te dai cu ăla. Păi stai mă, frate, puțin, nu e normal? Nu. De ce mă, nu e normal? Păi, eu vreau să mă dau cu Sebastian. Păi da, mă, stai puțin, dar Sebastian are 550 de cai. Nu, da? Știi de ce făceam asta? Pentru că este real. Nu că aveam discipoli, ci aveam oameni care mă ajutau. Dar nu, dar inclusiv e, Andrei. E normalitate. Nu. Mi se pare normalitate. Ai început, da, discuția și ai spus că se dădeau, lua bătaie cu două mașini și zicea că a câștigat. Da, corect. Așa e, da. Ei, eu nu vreau să spună că l-am bătut și că nu-i merge mașina.
Corect. Batem unul foarte tare de-al meu, da. Demonstrează că mergi, și după pe care eu știu că îl bat, cu tine, și după aia mă bat cu tine, cum? Pentru că ești bun. După aia îmi spui că nu-ți merge ambreiajul, că n-ai avut presiune în cauciucuri, că nu ai avut benzină, scuze, și așa mai departe. Demonstrează că ești bun, am și eu cu cine să mă dau, să nu scot mașina degeaba. Corect, și ieși și mă dau cu tine. Dacă te bate ăla, nu mă mai dau cu tine, că îmi pierd timpul. Eu mi-am făcut mașina, am băgat banii în mașina asta ca să ce? Să mă dau cu toate mașinile de pe stradă, cu toți nebunii care vin noaptea n-are și zic că au 500 de cai? Nu, mă, frate, ce mașină ai bătut? Păi l-am bătut pe ăla. A, l-ai bătut pe ăla și pe ăla. Bine, hai să vedem ce ai sub capotă. Dar de asta zic, oamenii, cum să spun eu, acuză și fac niște afirmații așa, fără să judece, pur și simplu fără să judece. Adică dacă eu aș fi în ipostaza în care bag, nu știu, cred că în Subaru ai băgat 100.000 de euro. Nu știu, zic eu așa, da, n-am nici, nu tras o linie, dar nici nu contează, e mult, da. Eu bag niște sume de bani într-o mașină ca să ce, să vin să-ți demonstrez ție de pe stradă că mașina merge sau nu? Adică asta e discuția mea legată de curse și cursele pe bani, care nu s-au întâmplat în România. Pentru că oamenii nu și-au asumat niciodată. Oamenii nu au fost asumați. Oamenii au venit la curse, ne-am dat, mai bătut, hai că plec, las că scriu pe net, că pe net sunt acasă singur, n-are nimeni ce să-mi facă. Nu, pune-mă, frate, banii. Pune-mă, frate, banii jos, ne dăm două din trei, care a câștigat, aia și e. Răspunsul e simplu, cine a plecat banii acasă? Da, înțelegi? Adică, știi, niciodată la noi lucrurile nu au fost asumate și oamenii întotdeauna au fost, nu știu, așa, alunecuși, cărcotași, știi? La un moment dat, când au fost discuții de genul ăsta, în discuții s-a spus, bine mă, uite, pune bani. A, pe ăsta vrea să dea pe bani. Nu, ce vrei, așa că noi nu avem bani. Da. Păi, nu. Deci niciodată nu poți să o pui în așa fel încât să iasă bine cu toată lumea și cu, mai ales cu ăia care caută cărcoteală. Cărcoteală, da. Știu discuția cu cardul lui Centen din Victorie. Da. Acolo e... era destul de grav, da. Era, nu? Doamne, că am bani, pune, îți dau cardul ăsta, e fără limită. Nu, e un card gold care putea să scoată până la 50.000 de dolari de nu știu ce din el. Da. Doamne. Da, au fost niște chestii, niște amintiri foarte mișto. Da, atunci s-au enervat rău. Știu. S-au enervat rău. De-abia erau, calmat spiritele. Da, discuțiile erau tensionate, adică nu erau chiar așa de amicale și așa, poate par acum. Dar destul de rar tensionate la nivelul ăsta. De obicei mai calme. Sau era foarte vocal. Și da. Foarte, cum să spun, nu știu, pasionat de ceea ce avea el și eu am urs cu M5 cu nos, bat pe toată lumea. Ce, 330 de cai cu nos? Cât? 430 de cai? Cât puteai să faci? Știi, adică... Nici nu conta, putea să aibă 800, s-a văzut la Virgil, nu-i pui jos. Da, și asta e o mare nu-i problemă. Pui jos. Da. Și mai e o chestie, pe gheață mergi mai tare cu o mașină de 100 de cai, pleci de pe loc sau cu una de 400 de cai? Da, de pe loc, da, nu știu, cred că păi cred nu, 100. În momentul în care ai venit cu un cuplu mare la roată, patinezi. Trebuie să fii cu un cuplu mic, deci nu ai nevoie. La puterea, aderența, sunt un echilibru care trebuie să-l... Erau mașini care, da, cel puțin astea spate și așa, cu multă putere, era greu de controlat, cum am și spus, supra lui Virgil la Tâncăbești, pe o suprafață DN1, două benzi și așa, destul de relaxată, pisica e 36 de 321 de cai, nu știu dacă de 286, dar aia de 321 de cai îl bătea. Sigur, erau adică, modificate, putea să fie și de 280, că avea tot 300 și ceva. Dar, repet, era o mașină de 300 de cai, vreți o mașină de 600 de cai, să zicem că nu era la 800 pe vremea aia și așa mai departe. Bătea pisica, adică nu... Da, nu-l prindea, nu putea să-l prindă. Poate că pe 300 de metri, 350, începea să recupereze, dar nu mai prindea până la 400 de metri. Și atunci, zici, cum, domne, am 600 de cai și mă bate la cu 300. Păi ce ai făcut, domne? Băi, Sebastiane, mi-ai stricat mașina, nu e bine, nu merge bine. Știi? Da, se întâmplă. Și am văzut treaba asta. O mașină de 160 de cai și o mașină de 150 de cai, a spus omul, domne, nu are putere, că uite, până la 100 ajung mai greu. Bine, ok. Te rog, las-o în treapta a patra și ia-o de la 100 la 160. Și vezi acolo, da. Și acolo ai să vezi diferența. Și restul, păi da, că îmi scârție mai mult roțile. Păi dacă tu scârții roțile, înseamnă că bat pleci pe ud, bați pe loc. Da. Și ăla e timp pierdut. Du-te mai sus. Nu tot timpul putere în plus îți aduce timp imediat. Clar. Îți aduce aceeași, repriză, îți aduce aceeași sus. Aceeași discuție o aveam cu Santos aici la masa asta, care a zis, am ieșit campion la drift cu 350 de cai, sau nu știu cât are, un V8 aspirat. Da, are ceva. Un V8 aspirat, știi? Mașina aia derapează și răspunde și, imediat când pune piciorul. Și zice, eu nu înțeleg ce fac ăștia cu 800-900 de cai cu turbo. Adică e greu cu turbo, că intră boost-ul, trebuie să controlezi, așa, eu sunt liniar, sunt aspirat, am al răspuns. Este mult mai bun controlul, adică, și răspunsul și investiția e mai mică, nu știu cât îl ține nosul. Nu caii sunt totul,
Nu da? Caii sunt totul. Noi facem cai, câți am? 4.000 de cai, gata. Sunt cel mai tare din univers. Nu ești, te bate unul 800 de, nu înțelegi nimic. Adică se poate și chestia asta. Cum ți s-a părut ție participarea ta în motorsport în România? Cum ți s-a părut din punct de vedere al organizării, din, nu știu, ce ai fi schimbat, ce ți se pare ok, ce nu ți se pare ok? Aș fi vrut mai mult atenție din partea statului. Aș fi vrut niște locuri în care să pot să organizez, să mi le lase, să le am în mod constant, pe care să pot să construiesc mai mult. A fost la început, eu am creat doar un făgaș. După care m-am retras datorită situației și ceea ce a fost și ce am considerat eu, lucrurile au început să curgă în continuare și au început să lărgească un pic. Însă nu s-a ajuns unde trebuie, un aeroport la Arad. E foarte greu să-i duci pe toți la Arad, e adevărat da. Că-s mulți din țară, dar și ăla de la Iași care face performanță cu BMW-ul diesel se duce până la Arad, e una, dar să vină în București ar fi mai ușor. Nu e capitala, trebuie să avem. E capitala, avem mai, da. Foarte mulți pleacă de aici, foarte multe ateliere sunt aici. Dacă nu avem aici și nu construim aici un nucleu puternic și o zonă puternică, o să ne dezvoltăm în timp mult mai lung. Da, normal, în timp mai lung. Va dura mult mai mult. Și criticile și eu m-aș fi, nu mă duc la Arad dacă nu particip și astea îmi place, aș vrea să mă uit, doar să mă duc până la Arad să mă uit un pic la cum accelerează ei, nu prea. Am mai fost și la ei când au făcut la Tulcea, era mai aproape. M-am dus cu două mașini de stradă, de fiecare dată am luat premiu. Am luat cu Evo 10 când am fost locul 1 la nu mai știu ce clasă, că iau altfel clasele și cu BMW M3 la fel, locul 1 când am participat cu mașină de stradă. M-am dus pe roți, am plecat. Deci, așa cum era normal. Cu Dar Subaru mai ai? Subaru-l mai am. Ce face este el? Mai puternic ce face decât el? Înainte. El așa ce face. Am vrut să am o perioadă mai liniștită. Motorul, cutia de viteze sunt top. Sunt perfect funcționale. Am o setare de după rodaj undeva sub 600 de cai, la care o să-i mai dau drumul puțin pe benzină de stradă, după care o să pun benzina de curse și e pregătită și nosul și panoul de comandă și tot la nos, pe care o să-l pun sau nu o să-l pun. Mașina are în jur de 10.000 de kilometri cu totul, pentru că am mers și cu ea pe stradă, e în stare perfectă, în garaj, pornește și acum poate să câștigi o cursă la nivelul ei și de acum. Și ce faci cu ea? Care-i planul ei? O ții acolo? O dezvolt, o țin acolo. Fimiu crește, fimea crește, okay. Pasiunea la mine, fimea are 13 ani, fimea 15. Oho, fimiu am luat mașină, nu putem să la Drag Racing. I-am luat mașină, normal, i-am luat una din asta care se conduce de la 16 ani, dar am căutat cel mai mare motor care e. Și ai pe modificat? L-ai modificat un pic? Încă încerc să o pun la punct. La motor trebuie să scot motorul să-l modific și nu o să-l modific pentru că el or să aibă voie să meargă cu 50 la oră. Deja mașina a mers cu ea cu 100. Mamă. Deci nu ajunge, trebuie să învețe să se limiteze, dar o să încerc să o fac să demareze puțin mai repede. Pleacă destul de lent. El nu merge pe zona asta de motorsport, nu e foarte pasionat, dar conduce kartul, merge pe bicicletă, s-ar putea să-l sui și pe motocicletă. O să aibă un pic de pregătire în zona asta, dar dacă el face alte sporturi sau să altceva, fie sănătos, să fie sănătos. Adică nu-l împingi în direcția de motorsport. Însă eu sunt convins că dacă el prinde gustul, o să fie foarte greu de oprit și de asta nici nu vreau să insist nici la el, nici la fimea. Da, știu, am și eu doi băieți, bine, sunt mici, 4 ani și așa, nu merg, mulțumesc, nu merg în direcția aia, să-l împing eu să vadă, dacă descoperă și place, vrea cu mare drag, îl ajut cu tot ce pot, dacă nu, nu. De asta ziceam de Subaru, care-i planul, adică eu nu l-am mai văzut. E o mașină pentru mine, care o fac pentru plăcerea mea, este de top, o să fie de top, mașina o să fie... Nu o să fie pentru drag racing, nu o să fie pentru circuit 100%, nu o să fie pentru stradă 100%, o să fie o combinație între toate. Când o vedem noi? Asta mă interesează pe mine. Adică am înțeles, ia ta ok, să fii sănătos. Când o scot pe stradă? Când o vedem noi? Nu știu, nu mi-am propus, dar dacă trebuie, poate fi gata în 2 zile. Există posibilitatea să o vedem la un drag racing? Dacă o să fie pe București și știu din timp, probabil că da. Deci doar dacă e în București.
Da, nu. La Arad nu mergem. Nu merg. E departe. E departe. Ok, bun. Păi uite, poate facem un episod cu ea. Dacă vrei și ești dispus să o prezinți cu detalii, cu lucruri, noi putem să facem un episod, nu? E o mașină modificată. Sigur. Nu e nicio grabă, nu trebuie să facem două zile. Când vrei tu. Da. Hai loc aici la noi. Când e gata vrei, și e pregătită de prezentare. Da, oricând vrei, facem. Cert e că acum, dacă merg, are baterie, are tot, pornește, merge în secunda asta. Bun, asta e un lucru bun. Ce vreau să te mai întreb, că nu știu, asta e fix pentru mine, nu știu cât interesează pe oameni, dar sunt foarte curios de ce modificări are Subaru-ul Seiu. Că știu că Seiu avea un VRX, nu STI, mașina. Nu? Nu era un VRX al lui? Nu. Era VRX STI? Nu, nici măcar VRX. Era un Subaru normal. De 1.5. Ok, așa. Sau de, de 1.6. O Impreza de 1.5 sau de 1.6. 1.5 cred că era. Ok. Și știind că vom modifica foarte mult, a zis, nu dau banii pe un Subaru nou. Nu iau niciunul la mâna a doua să fie chinuit. Iau o caroserie nouă. Cel mai ieftin de luat o caroserie nouă a fost să iau un Subaru nou din magazin de 1.5, la care am dat totul jos și am montat în perioada respectivă totul de la un STI. Iar acum motorul, după mai multe încercări, mai multe chestii, deci în primul rând are stand-alone ca să putem, avem nevoie de dirijor ca să ținem orchestra în priză cum trebuie. Da. Așa. Folosim Link se cheamă de obicei. Okay. Foloseam Vipec și acum Link. Nu, îl folosim și îl vindem noi, dar nu, l-am ales pentru că din punct de vedere tehnic e ceea ce ne trebuie. Okay. Este compatibil cu altele care sunt de top. Mașina, deci are totul de STI pe transmisie plus mici îmbunătățiri în ele. Motorul care este set motor forjat, echilibrat, luat din America de 2.2. Okay. Așa. Are și stroker, cum ar veni. Are stroker. Stroker de 2.2. A avut și 2.5. L-a păcălit cineva cu un motor 2.5, spunând că un motor care ține 700 cai, 600 de cai. Da, nu e ok. El a închis motorul, l-am setat, a mers perfect, nu s-a stricat nimic. După ce a plecat cu ea, motorul s-a împrăștiat, s-a rupt o bielă și un piston. Boala 2.5-ului, cum a venit la Subaru, nu? Demonstrând că noi am făcut 500 și ceva de cai dintr-un motor de 2.5 de serie. Și normal că a rezistat de câteva ori, s-a rupt biela. Și când l-am desfăcut și a văzut și el că a fost păcălit, că nu i s-a dat un motor... modificat Crawford, așa cum... Un Crawford trebuia să fie. No. Și era un serie de Subaru, un short block. Da, se întâmplă și de astea. Adică nu poți să... Când vinde unul un motor întreg care zice că e modificat, stau eu să scot, să desfac, să de la un magazin de motorsport. În fine. Da, în sfârșit. A greșit că nu l-a desfăcut. Deci nu avea chiuloasele, dar nu vezi decât capul pistonului la Subaru. Nu vezi mai mult. O turbină Garrett, sigur, injectoare mari, intercooler frontal, are program cu benzină de stradă, cu benzină de curse. Ai mai multe hărți? Mai multe hărți, ALS, launch control, tot ce trebuie. Da, mașina e undeva pe la 500 și un pic de cai pe benzină de curse, ceea ce e o putere mare și foarte bună pentru un Subaru care merge pe stradă, în jur de 400 și ceva de cai cu benzină de stradă. Și mașina merge foarte, foarte bine și de câțiva ani... Pe aia n-am mai văzut-o, știi? Merge rar cu ea pe stradă. L-aș încercat să o vândă, cred că la un moment dat, din cauza că nu mergea cu ea. Cred, da, dar asta zic că nu mergea cu ea. Știi, dacă există mașinile și așa, măcar o dată pe an ar dar fi mișto să le vedem la un drag, la un ceva, știi? Dar că merită, cred că după a mea e cea mai puternică a lui. Uh-huh. Ce părere ai între Subaru și Evo? Care e mai fiabilă? La motor sau la cutia de viteze? Hai să zicem la motor și pe aia la cutie. Bun. Din punct de vedere motor, Subaru de 2 litri este foarte robust. Subaru de 2.5 nu trebuie să-i faci nimic ca să se strice. Trebuie să-i faci ceva să reziste un pic mai mult. Okay. Dar nu prea mult. Okay. Așa. Evo are un motor foarte sănătos, foarte robust. Un motor de generație veche, clasic, 4 în linie și așa mai departe. Ne referim la Evo 9, Evo 10. Da, a venit și el pe aluminiu și pe astea. Da, okay. Dar oricum e mai robust decât 2.5-ul de Subaru. Okay.
Așa. Din punct de vedere transmisie, transmisia în 6 trepte de la Subaru este fantastică. Au pus ăștia și pe V10 TDI, care l-au modificat la drag racing, au pus cutia manuală. Deci rezistă la cupluri de peste 1000 de Nm. Da, e foarte, foarte rezistentă. Folosesc niște materiale bune și dimensiunea pieselor este foarte mare. Deci pinioanele în cutia de Subaru sunt aproape ca pinioanele din cutia de tractor. Okay. Plus că e printre puținele cutii de viteză care are pompă de ulei. Okay. Pentru ungere. Deci e bine făcută, e studiată și e robust făcută. Aia de VRX e o cutie normală. N-are nicio legătură, da. Pinioanele sunt mult mai subțiri și nu are pompă de ulei. Deci n-are, o cutie da. Normală. Okay. O cutie bună, dar normală. Nu, cine știe ce. În schimb, iar cutia de la Evo? Cutia de la Evo, cutia în 5 trepte, este un pic mai robustă, dar nu foarte robustă. Pe aceeași carcasă de cutie aproximativ, în aceeași lungime a arborului, au înghesuit acum pinioane pentru 6 trepte, nu pentru 5. Și ca să facă treaba asta, o subție pinionul. Clar. Se strică. Da. Și ca să faci o cutie de Evo, trebuie să-i cumperi un interior special, o cutie specială de curse cu materiale speciale. Altfel nu rezistă. Iar alea sunt cu dinți drept, pe stradă urlă ca strungul, nu poți să le folosești. E foarte greu. Mergi cât rezistă cutia, o repari, dar se sparge la 500 de newton, 500 și un pic de newton se spar cutiile de Evo. Deci între Subaru și Evo alegem Subaru. Asta zici tu. Nu, asta am zis atunci, acum nu mai zic asta. Acum ce ai alege? Depinde ce vrei să faci cu mașina. Trebuie să definești foarte clar. Dacă vrei pentru a conduce mai performant, mai fin, mai viraje, chiar asfalt, raliu, orice, este mai echilibrat, este mai plăcut Subaru. Evo e foarte aproape de condus de un BMW. Uhum. E foarte jucăușă de spate, un pic dezechilibrată, însă motorul ăla de strung vechi cu blocul de fontă, chiar și ăsta de Evo 10, dacă îi scoți aluminiu și bagi cămăși de fontă groase și astea, poți să faci niște puteri pe care din motorul de Subaru nu le poți face. Motorul de Subaru este mai eficient, face putere mai repede, mai bine, însă este o cantitate de metal foarte mică. Și în momentul în care dezvolți puteri mari, vorbești de călduri mari, trebuie să disipi căldura care o faci în motor, nu poți să o disipi foarte repede prin radiator. În spatele cămășii fierbe apa. Fierbând apa, umflă, face presiune mare în instalație, ce să nu mai e răcirea care trebuie, se pot gripa pistoane sau poate să-ți ardă garnituri de chiuloasă, să-ți facă alte probleme. Pe când Evo nu are problema asta. Este mult mai rezistent, adică la 600, 700, 800 de cai poți să-i menții. La Subaru faci 600, faci 700, faci 800 de cai, dar îi ții 5-6 secunde și ai revenit. Subaru nu e un motor care să înghită căldură de mai mult de 450 de cai. Deci dacă vrei să folosești un Subaru, trebuie până în 450 de cai ca să țină la lung. Îi faci un program de 500, dar cine îl folosește trebuie să știe. Folosești și eu 10 secunde 500 de cai, după care cobor în mai puțin. Și mașina va merge. De ce nu se strică? De asta Subaru de drag racing care face 6-5 pe 400 de metri, e un bloc în care s-a turnat metal sau beton. Deci trage căldura 10 secunde și după aia îl lasă în pace. Nu are răcire, nu are nimic. Îl încălzește un pic, îi dă maxim 10 secunde și după aia îl oprește. Din cauza asta, că are un bloc mic fiind boxer, are mai puțin material și felul în care este așezat, nu poate să preia căldura din cilindri. Asta este marea boală a lui Subaru pe care n-o știu. Și de asta acum se încearcă să treacă de 400-450 de cai, de puterea care o dezvoltau mașinile de VRC. Da. Pentru că, domnule, în VRC au multe chestii, dar blocul era același. Okay. Nu puteau să facă mai mult din cauza randamentului termic. Poți să folosești antigel care fierbe mai târziu de motocicletă, schimbul de căldură cel mai bun îl face apa. Da, nu va mai fierbe, dar răcirea cea mai bună e cu apă. Da. Nu mai ai apa care trebuie. Deci, e greu. E greu. Pe când la Evo, vrei 1000 de cai? Faci 1000 de cai și asta e. Pui pistoane, biele, arbore care țin, ceea ce poți să pui și în Subaru. Dar rămâi cu căldura. Plus, într-un fel se dilată fonta mai puțin,
și într-un fel se dilată un bloc de aluminiu care, dacă ai făcut o strângere mai mare, îți mănâncă cu zinetul, că s-a deformat un pic. Da, astea sunt chestii pe care... Eu am ales Subaru din cauza tehnologiei, dar în momentul ăsta, dacă ar fi să plec de la început, aș merge cu Evo. Am înțeles. Da. Ca bun. Să înțeleagă da, oamenii da, să da, nu... Da, da, am înțeles, da, 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 am înțeles. Și foarte adică corectă abordarea. Doamne ferește, nu... E nicio problemă, repet, nu s-a născut nimeni învățat. Dar dacă e un Subaru, nu trebuie să-l vinzi pentru un Evo. Tu dacă, cum să spun eu, tu dacă nu făceai Subaru, n-aveai de unde să știi lucrurile astea. Da, da. N-aveai de unde să știi. Și am făcut, de exemplu, setul meu motor, e un set motor al meu custom construit de mine, pentru mine, din schimbând și făcând motoare ca să obțin răspuns, deci mașina mea răspunde foarte bine jos, pentru că Subaru de 2.0 jos e mai prost ca un Logan. Ok. Așa. Să aibă anduranță, să poată să dezvolte cuplu, să poată să dezvolte putere și să nu am nevoie să mă duc să obțin putere la 10.000 de ture, pentru că echilibrarea motoarelor este o problemă. Și turațiile alea, ungerea și echilibrarea, îți spun cuvântul, se fac praf. Acesta a fost materialul de tip podcast. Sper că a fost interesant, sper că mulți dintre voi v-ați adus aminte de lucrurile care au fost pe vremuri. Să sperăm că vedem episod cu Elodia, așa cum o alinta Sebastian pe Subaru, și vedem și modificările și vedem și cum arată acolo manufactura. Și dacă aveți întrebări pentru Sebastian și vreți să mai vedeți lucrurile, lăsați în comentarii și noi îl mai chemăm o dată la un episod, nu-i problemă dacă sunt lucruri pe care nu le-am atins în acest episod, nu e problemă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Vreau să spun doar faptul că pe Subaru, Subaru e mascul. E mascul? Și nu este Elodie, este nu? Crassus. Da? Asta e numele. Au folosit alții numele greșit. Alții spuneau așa. Da, okay, și, și cine nu știe, Crassus este cel care a reușit să-l îngenuncheze și să-l captureze pe Spartacus. Am înțeles. Mulțumim frumos. Plăcere, mulțumesc și eu.